În acest moment, sistemul de irigații din județ este în plin proces de refacere. În ultimii ani, cei de la ANIF au reușit să repună în funcțiune 5 stații de irigare. Lucrările la acestea au fost făcute prin Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii de Irigații, stabilit să se desfășoară între 2016 și 2020. Prin realizarea acestor lucrări de investiții, se urmărește creșterea randamentelor de funcționare a stațiilor de pompare până la 80%, precum și reducerea pierderilor de apă prin infiltrații până la 28%. În prezent, ANIF filiala Old Dunăre are în derulare, în amenajările de irigații, în diferite faze, un număr de 5 investiții după cum urmează. Reabilitarea amenajării de irigații Terasa Caracal, cu o valoare de 15.415.000 lei. Până în această dată au fost executate lucrări în valoare de 10.831.000 lei. Reabilitarea amenajării pentru irigații Stoienești-Vișina, cu o valoare de 9.462.000 de lei și cu investiții până acum executate de 6.951.000 de lei. Mai este de asemenea reabilitarea amenajării hidroameliorative Bucșan-Cioroiu, o aducțiune alimentată prin priza Arcești, cu o valoare destul de mare, 20.224.000 de lei. Până în această dată au fost executate lucrări în valoare de 17.790.000 de lei. Reabilitarea amenajării hidroameliorative Bucșan-Cioroiu, aducțiune alimentată prin priza Arcești, etapa a doua, cu o valoare de 1.462.000 de lei, lucrările de execuție urmând să înceapă către sfârșitul acestei luni. Reabilitarea amenajării de irigații Terasa Corabia, cu o valoare a investiției de 39.696.000 lei, lucrările de execuție urmând să înceapă în luna aceasta. Până la această dată, aceste investiții și-au arătat eficiența, fiind irigate suprafețe foarte mari, în special în sudul județului. Avem în total o suprafață contractată de 76.433 de hectare irigabile, dintre care 23.197 de hectare au fost deja irigate la nivelul județului nostru. În cadrul acestui program este prevăzută reabilitarea 86 de amenajări de irigații viabile și este cuprinsă și reabilitarea unui număr de 6 amenajări de irigații în Olt, toate aflate în administrarea ANIF. La finalul acestui program se urmărește reabilitarea tuturor amenajărilor și se preconizează că vor putea iriga aproximativ 150.000 de hectare.